Ziua Z pentru futsalul moldovenesc. Echipa națională are șansa istorică de a se califica în premieră la campionatul european. Chiar dacă nu depinde doar de ei, tricolorii vor spera în următoarele aproape două ore că vor ajuta și balonul cu care se va juca în această întâlnire. Fluieră chiar a perona startul acestei partide. Negara. Iată, aici putea fi o greșeală. Recuperează și un șut foarte aproape de gol. Gabriel Ric. Ne-a trecut glonțul pe la ureche. Putea fi 1-0 această partidă. Putea să înceapă ca un coșmar și din nou scăpăm cu fața curată. Bună parada lui Oleg Chitoroagă. Bravo pentru portarul nostru. Marin Stan a urmat o deviere. Din nou Marin Stan încearcă și trage spre poartă, respinge cu Brunovski. Un balon în fața porții și gol pentru Slovacia, este 1-0. Situația tricolorilor devine într-o oarecare măsură disperată. Oaspeții au reușit să deschidă scorul aici la Ciorescu, ce păcat. Oaspeții conduc 1-0. O să vedem la reluare, prieteni, cum s-a întâmplat totul. Cert este că am încasat gol, iată aici vedem. Minge pentru Lașcu dintr-o bucată, ce șut prinde Andrian, însă respinge portarul Marek Karpiak. Iată, reușim să punem în pericol poarta adversă. Iată aici execuția din prima lui Andrian Lașcu. Una dintre ele. Sperăm să fie Moldova la capătul acestei partide. Lașcu! Respinge Karpiak. Faza nu s-a încheiat. Sergiu Tacot pus în dificultate, pasă pentru Nicolae Ciuc, poate să fugă, Nicolae Ciuc trage la poartă, respinge. Acum este finalul primei reprize, așadar cele două echipe se îndreaptă la vestiare, însă un mic conflict acolo, Gabriel Ric cere să-i fie anulat cartonașul galben, îi asigură belarusului cel puțin barajul. Oleg Chitoroag reușește să respingă în fața porții, încă o dată și încă o dată. Dublă parada lui Oleg Chitoroagă, prieteni, reușește portarul nostru să intervină salvator. Din nou Andrian Lașcu, deposedat. Dosa, Ric, apără, 2-0 pentru Slovacia, marchează Martin Smerička. Portarul Karpiak vine și el, 2-0 pentru Slovacia. Ia o opțiune serioasă de a se califica direct la campionatul european. De unde vine și această bucurie a oaspeților, care pentru acest gol să se califice direct la campionatul european, fără niciun baraj. Dosa recuperează, 3-0. Gabriel Ric și practic zarurile, prieteni, sunt aruncate. Ce păcat, din nou bucurie în tabăra oaspeților. Gabriel Ric marchează pentru 3-0 și practic lucrurile devin și mai clare. Tacot și Dosa, aici un călcâi pentru șutul lui Gabriel Ric. Ai noștri protestează ceva la adresa cel mai probabil. Se vor juca, iată să vedem, poarta este goală, însă scăpăm cu fața curată. Slovaciei și un hands, este hands la Andrian Lașcu, să vedem decizia arbitrului. Cartonaș roșu, incredibil, Lașcu eliminat în al doilea meci. Cu Azerbaijan, astăzi pleacă mai repede la vestiare. Să vedem dacă va reuși portarul nostru să-și salveze naționala. Gol! Ca din pușcă a tras Gabriel Ric, fără speranțe. 4-0, Slovacia. Să facă și spectacol în această întâlnire. Nu mai e nimic de spus. Drapelul Slovaciei înaintea sirenei, care consfințește calificarea națională de la Bratislava la turneul final. Fluieră și Chiara Perona, finalul acestei întâlniri.
sunt momente care vorbesc despre calificarea Slovaciei automată la campionatul european din Olanda. Ai noștri, evident, prieteni dezamăgiți, vom vedea cât de curând imagini cu hora bucuriei naționale Slovaciei. Statistica în imagine, acestea fiind spuse, chiar dacă sunt imagini care ne produc cumva nu o foarte mare plăcere.